Da, și cu Navi, pe care am ascultat-o cu Adento aici pe 98,3, v-am tot anunțat. Navi nu a stat degeaba în perioada pandemiei. Izolarea a venit la pachet cu inspirație, cu inițiative, dar și cu alte lucruri interesante care s-au petrecut în viața personală. Îi spunem bună dimineața lui Navi. Bine ai venit în BFM de dimineață, Navi. Bună dimineața, Alex. Bună dimineața, București FM. Bine v-am găsit. Ce mai faci tu? Cum te regăsim? Vioaie, veselă și cu alte date în buletin. Exact, da, pandemia asta a fost interesantă pentru mine. Am lucrat la album, m-am măritat, m-am petrecut și luna de miere în carantină. Păi așa se face, mă rog, pachet complet, nu? Ceva de genul acesta a fost, păi ce hai să zic, să... aveam nunta programată, am zis să nu mai amânăm, am mers înainte și aia a fost. Am înțeles, hai să o luăm așa, cu cronologic, cum s-au petrecut lucrurile, cu ce ai început, cu piesa nouă, cu nunta sau cu sindicatul? Cu piesa nouă. Bun. Care se numește Universuri Paralele și care este aproape gata, chiar acum este trimisă la Mixmaster. Ce să zic, a fost lucrată cu mult spor și dragoste chiar aici în studioul nostru de Misec Records și am trimis-o la Mix și Master la prietenul nostru Gabriel Băruța. Eu deja auzisem de prea multe ori și am zis ok, trebuie să take a step back, să las pe altcineva să pună ultimul strop de magie pe ea. Păi magia, când vorbim despre universul paralele, chiar există. De unde ideea cu această denumire? Ți-ai imaginat o lume mai bună decât asta? Poftim? Ți-ai imaginat o lume mai bună decât asta? Fără COVID? A, ceva de genul acesta. Bine, e, bineînțeles, o poveste de dragoste. Normal. În piesa asta și ideea este foarte simplă. Cu poate prin un univers paralel, tu nu ești cu ea și nici eu cu el, știi? E un ce-ar fi dacă, de fapt. Am înțeles. Bun, păi dorim mult succes, piesa să prindă și sunt convins că se va întâmpla acest lucru. Hai să trecem și la celălalt capitol, pentru că am foarte multe curiozități, mai ales că nu știu foarte multă lume care să fi spus da în fața ofițerului stării civile, hai să vorbim așa în termenii ăștia, într-o perioadă complicată, dificilă, când mai toată lumea își amână astfel de evenimente, tocmai pentru a lăsa să se liniștească un pic apele. Cum v-ați hotărât? Asta știu. Erați planificați să faceți pasul, dar de ce în perioada asta? N-ați vrut să săriți peste nuntă sau pur și simplu ați spus hai să facem o nuntă altfel? Paradoxal, toată viața am zis că vreau să am o nuntă altfel și că nu vreau să fiu așa o miresică diafană cu iar calcă pe petale de trandafir și chestii de genul acesta. Așa că m-am măritat în Bocanci și totdeauna am știut în sufletul meu că o să am o nuntă atipică și prin faptul că eram în plină pandemie și deși ne-am invitat câțiva prieteni, unii n-au mai putut să ajungă din străinătate, alții din alte orașe, altora le-am spus, noi stați acasă că nu e de joacă și mai bine să nu riscăm. Restaurantul tot așa ni s-a anulat și atunci, fără să vrem, practic am avut cea mai micuță și drăguță nuntă din univers. Am fost practic doar noi, părinții lui Andrei și Marian Nica, prietenul nostru bun, care ne-a făcut și fotografiile de nuntă. Eram doar noi, cu măștile pe față, la un metru de ofițerul stării civile. Păi, așa, regulamentar, cum scrie la carte, na. Mă gândeam că da, ați apelat... Da, și am zis să nu mai așteptăm, știi, adică era... Mă gândeam că ați apelat la random.org să vă aleagă invitații. Nu, de alta, trebuie să dăm și noi sfaturi și lui Marius, el nu este lângă mine în această dimineață. Săptămâna aceasta are un pic de treabă, dar știi că și el se va căsători și chiar se întreba ce facem dacă va fi limitat numărul de invitații în continuare și în septembrie, cum alegem pe sprânceană invitații. Mă gândeam așa, să lăsăm calculatorul, precum numerele la loto, știi, să vină să ne ajute. Bun, deci sau toate... Sau faci două. E, și asta e o variantă, să știi că se practică. Au fost cazuri când oamenii au ratat momentul, în sensul în care au pierdut toate fotografiile, înregistrările și au făcut nunta cu repetiție, știi? Căsătorie cu repetiție. Păi uite, eu cu Andrei m-aș mărita în fiecare zi, în orice zi, deci e ok. E, asta e o declarație de dragoste în direct, da, binevenită. Ce să spun? Perfect, aici a putut închide discuția liniștit cu privire la nuntă. Măi, Casă de Piatră, felicitări și ție și lui Andrei, să fiți sănătoși. Mulțumim. Și să aveți parte de bucurie. Chiar dacă nunta voastră s-a petrecut într-o situație complicată și complexă, asta nu v-a împiedicat să spuneți da și să vă legați destinele. Oricum, destinele voastre sunt legate de mult, atât din punct de vedere al relației de cuplu, cât și din punct de vedere al relației între voi, muzicienii. Da, și uite vorba lui Bobo, ați cântat la nunta voastră?
Nu, de fapt, după așa ne-am dus pur și simplu pe terasa studioului nostru, am comandat fish and chips de la un restaurant de pe aplicație. Așa. Și am băut un vin ieftin de la un magazin de cartier. Și asta a fost. Da, nu tăca pe vremuri, știi? Să ne aducem aminte de băiețeală de asta, așa. Când nu aveam bani de petrecere și puneam mână de la mână și strângeam acolo de un cicorico. Bun, ne întoarcem un pic la activitate. O activitate întreruptă sau nu, în cazul tău, iată, lucrurile au mers mai departe, dar cu siguranță v-au simțit lipsa atât fanii cât și voi, la rândul vostru, le-a simțit lor lipsa, pentru că distanțarea asta și carantina v-a împiedicat să mai susțineți spectacole, concerte și să interacționați cu ei. Pe de altă parte, vine o discuție foarte importantă pe care trebuie să o abordăm. Din toate punctele de vedere, să încercăm atât cât ne permite timpul, să lămurim problema artiștilor independenți din România, pentru că, iată, pregătiți un, cum să numim, sindicat, o mișcare, o asociație. Lămurește-ne. Toate aceste lucruri și fiecare pe rând. Practic or să fie două asociații, una pentru artiștii 100% independenți și alta pentru artiștii care au fost nevoiți să-și ia și un alt job. Din păcate, în momentul de față, legea din România este un pic antică și de demult și nu ne permite să ne facem sindicat dacă nu suntem angajați toți cu acte, regulă și contracte de muncă, ceea ce îți dă seama că nu se întâmplă așa, adică nu poți să ai un contract de muncă precum, nu știu, ai lucrat la un job 9 to 5, să zicem, știi? Mm-hmm. Și atunci ce vom face noi este ne vom înființa în aceste două asociații. De fapt, procedeul a început deja și tot ce e pe partea de legal deja se întâmplă în acest moment în care noi vorbim. Actele sunt în pregătire maximă. După care vom face toate, cum să zic eu, demersurile ca aceste două asociații să se poată uni într-un sindicat național de tip federativ, așa se numește. Și prin asociații și sindicat deopotrivă, noi vom încerca să obținem și să protejăm cât mai multe din drepturile noastre firești. Adică, de exemplu, nu știu dacă tu știi, dar în acest moment noi toți, ca artiști, compozitori, interpreți, dansatori, mă rog, ce vrei tu, dar mă refer în special la muzicieni, noi plătim taxe un pic mai mari chiar decât restul populației, adică 33%. Dar nu beneficiem de protecție socială, nu beneficiem de șomaj, nu beneficiem decât, să zicem, pe sărite de asigurarea medicală. Și aia e ceva, e o gaură neagră, știi, să încerci să descoperi dacă ești asigurat sau nu când nu ai contract de muncă stabil. Nu e sigură nici situația pensiilor. Și atunci, practic, era nevoie, după, să zicem, 30 ceva de ani de la Revoluție, era nevoie și de un organism care să se ocupe cu adevărat de drepturile noastre și căruia să-i pese. Și pentru că nu a făcut-o nimeni, a făcut-o Florentin Milcov, colegul nostru, căruia îi mulțumim. Și împreună cu el, cu Rareș Totu, cu Marius Mihala, cu Minola de la Rua, suntem foarte, foarte mulți, Mișu Constantinescu, suntem mulți deja, suntem 100 și ceva, mult peste 100. Dar aveam o curiozitate. Pe poziții. Am o curiozitate și nu, Doamne ferește, nu-ți reproșez ție nimic și niciunui artist independent nu-i reproșez asta, dar de ce nu a fost până acum o astfel de organizație? Adică trebuia să vină COVID, trebuia să vină o situație de genul ăsta ca să vă gândiți să puneți bazele unei astfel de... un astfel de sindicat. Aveați nevoie să fiți protejați și înainte, mă gândesc. Știi cum e? Aici e o problemă foarte complexă. O să încerc să o rezum cât de mult pot, că altfel vorbim toată dimineața și terminăm toată cafeaua. Practic e așa. În România, din păcate, nu există nici pentru noi, cei care suntem în brațla asta, o educație legată de drepturile civile sau civice sau ceea de genul acesta. Practic noi de mici creștem așa cu o... aproape o rușine, nu știu, față de profesia noastră. Știi, când ești mic și te întreabă lumea ce vrei să te faci când vei fi mare și tu spui, păi vreau să cânt. Greierile și furnica, știi? Și atunci, automat, crești într-o chestie în care ți pare că trebuie să mergi pe coș de ouă tot timpul, că nu ești apreciat, că nu ești respectat. Și mulți dintre noi avem și traume pe chestia asta și ne simțim foarte, foarte aiurea. Și a fost super greu pentru că, îți dai seama, sunt foarte multe tipologii de personalități, orgolii la mijloc, sunt foarte multe, să zicem, poate interese în breazla asta. Și a fost nevoie de un șoc de proporții, cum a fost pandemia de COVID-19 și cum este. Și să vedem că, de fapt, suntem singuri și că statul român nu-și amintește decât pe sărite de noi și doar dacă se fac petiții și se insistă foarte mult. Practic, ei nu au oferit acele indemnizații care, apropo, de care, apropo, au putut să beneficieze foarte puțin, gen în jur de 2000 de artiști din toată România, din toate domeniile, ceea ce este infim de puțin. Dar ai idee cum au fost aleși acești 2000 de artiști? Pe ce criterii? Da, pur și simplu, sunt cei care au reușit să îndeplinească acel criteriu enorm de greu de a avea un contract pe drepturi de autor, care începea fix cu 3 luni sau 6 luni înainte de pandemie. Aha. După care au prelungit chestia asta la 9 luni, dar să zicem pentru, nu e cazul meu, dar dau un exemplu așa, la întâmplare, da?
pentru o trupă de cover-uri care cântă la evenimente sau ceva de genul, tu poți să iei avansul pentru o chestie în martie, deci exact când a venit COVID-ul, da? Și să trească să prestezi la evenimentul respectiv în septembrie. Păi din martie până în septembrie tu ce mănânci? Adică nu este logic, știi? Adică da. Ei vreau cum ar veni să arăți că ți s-a oprit activitatea cu totul fix în ziua în care au dat ei stare de urgență. Cum faci asta? Da, e un pic mai complicat, dacă nu chiar imposibil. Da, e un subiect foarte interesant, nu suficient dezbătut, din păcate. Toată lumea a ținut așa partea voastră, artiștilor independenți, dar puțină lume a întreprins ceva. Voi ați avut curajul să luați taurul de coarne până la urmă. Nu e un război pe care trebuie să-l purtați cu statul. Practic nu are nimeni de câștigat în urma unui război, dar lucrurile trebuie aranjate în așa fel încât și pe viitor să fiți protejați, pentru că nu se știe niciodată, chiar anul acesta, dacă avem, Doamne ferește, iarăși un val 2 și avem foarte multe îmbolnăviri și ferească Dumnezeu decese, să nu o luăm de la capăt, iarăși cu carantină, cu închiderea și suspendarea evenimentelor, atunci ce veți face? Nu știu, poate lumea se gândește, domne, hai că 3 luni de zile au rezistat, au acumulat ei ceva bani acolo de care să se, poată folosi, dar ce ne facem dacă se repetă momentul? Știi cum e? Da, în primul rând vreau să mă întorc la ceea ce ai spus tu, să zic că noi nu, într-adevăr, nu dorim să purtăm un război, ci să devenim un partener de dialog pentru statul român. Ceea ce facem noi este să spunem, suntem aici, existăm, suntem mulți și nu ne dorim privilegii speciale sau nu ne dorim să fim ținuți în puf. Ne dorim doar aceleași drepturi pe care le are orice alt om cu orice alt job, adică de la domnul instalator până la cineva care lucrează la corporație, până la cel care conduce metroul, până la... adică să avem exact aceleași drepturi ca oricare altă profesie și să nu fim marginalizați. Da, pentru că știi cum e, nu prezentați foarte mare interes pentru autorități, pentru mulți, până în momentul în care are cineva de gând să organizeze vreo chermeză. Și atunci, dacă nu te ajută vocea sau nu ești tu vreun talentat în ale instrumentului, apelezi tot la un artist. Da, și atunci e bun, e folositor. Exact, scuze că te întrerup, apropo de ce ai spus. Văzusem o chestie pe Facebook la un moment dat care chiar m-a emoționat și văzusem fix în carantină, că dacă nu vă pasă de artiști și considerați că arta este o chestie inutilă, încercați să treceți prin vremurile astea fără muzică, fără filme, fără cărți. Da, e o situație teribilă și tragică la un moment dat. Sunt oameni care vor spune ghetele în cui, cum ar face sportivi, ar face fotbaliști. Pur și simplu vor să renunțe și să se apuce de altceva, pentru că nu mai au cum să trăiască. După zi pe alta nu e normal să trăiești într-o țară a Uniunii Europene în 2020. Și de aceea trebuie reglementate foarte, foarte bine lucrurile. Mai spune-ne o dată pașii de urmat, practic ce va fi să vină cu privire la acest proiect al vostru. Practic, noi acum ideea este să ne strângem cât mai mulți și chiar îi invit pe colegii de brazlă dacă ne urmăresc. Deci dacă sunteți artiști în domeniul muzicii, da, compozitori, interpreți, instrumentiști, backing vocals, orice ar fi, momentan înscrierea este gratuită și dacă va exista la un dat o taxă, mă rog, o cotizație, ea va fi adaptată la realitățile muzicianului român, adică nu se îmbogățește nimeni pe aici sau chestii de genul. Practic, ce trebuie să faceți este să intrați pe pagina de Facebook Uniunea Muzicienilor Independenți din România, dacă căutați o să o găsiți, sau să trimiteți un mail la unmir2020@gmail.com și o să primiți actele de adeziune. Deci asta este tot ce trebuie să facă artiștii pentru a fi alături de noi. Pentru cei care nu sunt artiști și vor să ne fie alături, ne ajută orice fel de distribuire, share, menționarea acestui proiect în social media și chiar îți mulțumesc, Alex, și mulțumesc colegilor că vorbim despre acest lucru. E important să fie știut. E important în momentan chestia asta de răspândire, de awareness, știi, să fim aici, să fim prezenți. Noi suntem cu actele la zi, acum pregătim înființarea oficială a celor două asociații, după cum spuneam. Colegii mei sunt foarte activi și o să fie super frumos. Birocrația vă omoară? Simți așa un pic presiune? Nu știu cum era cu Killing Me Softly with this song. Da. Ne omoară un pic, dar trecem noi și prin ea, ca prin zăpadă. Oricum, ați plecat pe un drum, trebuie să mergeți mai departe și să-l nivelați, în sensul în care cine vă calcă pe urme, artiștii noi, artiștii tineri, cei care pur și simplu vor să activeze în acest domeniu, să o facă asigurându-se că au un viitor și să nu le fie rușine până la urmă cu ceea ce întreprind ei în activitatea lor. Exact, și partea asta de educație civică și puțin de culturalizare și așa publicului masiv, să zicem, sper să fie o parte activă a Uniunii noastre, pentru că îmi doresc să prind ziua aia în care un copilaș și spune părintelui lui, da, vreau să fac muzică, și părintele nu-i spune, aoleo, fă-te repede avocat sau doctor ca să nu mor de foame, și părintele pur și simplu îi spune, ok, la ce instrument ți-ar plăcea să cânti, știi? Da, e adevărat și acest aspect. Bun, revenim la tine, Navi, ce urmează
ce ai pregătit în perioada următoare, cum stau lucrurile cu privire la relaxare și pentru tine, pentru Andrei, aveți ceva în plan, ieșiți, scoateți nasul la lumină în sfârșit? Am stat 3 luni în casă și acum când ieșim respectând absolut toate prevederile, adică cu mască în spațiu închis, totuși și pe stradă încercăm să ne ferim de, adică ne ferim de oameni la modul ăsta nepoliticos, dar încercăm să păstrăm o distanță ok. Cu clienții care vin la studio îi descălțăm la ușă, îi dăm cu dezinfectant, le dăm papucii de unică folosință, adică încercăm să dezinfectez microfonul înainte și după fiecare client, deci încercăm să fim cât mai la zi cu prevederile, să nu devenim paranoici, dar știi cum, eu prefer să mă păzesc decât să am o neplăcere. Nu, e bine să fii atent, normal, în această perioadă ai văzut, n-am scăpat încă și puțin probabil scăpăm în perioada următoare, trebuie să fie rușine să ai o astfel de atitudine, asta mi se pare o responsabilitate și o responsabilizare și un respect pentru cei din jur. Colaboratori, prieteni, necunoscuți până la urmă. Toată lumea trebuie să aibă grijă de toată lumea. Muzical vorbind, aveți așa, întrevedeți ceva? Da, păi o să lansăm acum foarte curând, adică e deja treabă de câteva săptămâni și cu mare bucurie o să venim cu el în premieră și la voi. Single-ul Universul Paralele, vrem să filmăm și un clip pentru el. Suntem în lucru cu aproape toate piesele de pe album simultan. Și mai avem o surpriză mare legată de studioul nostru, dar pe care nu vreau să vă dezvolui decât peste câteva zile, să văd eu că se întâmplă și după aia. Lasă că e mai bine să țineți momentul acesta pentru atunci când, pentru când momentul când va fi practic posibil și realizabil. Navi, noi îți mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru inițiativă. Eu. În numele colegilor și a celor care activează în domeniul artistic și care au nevoie de un sprijin moral și nu doar atât, un sprijin care să vină așa și legislativ pentru voi. Să lămurim odată și să terminăm cu acest balamuc și această degringoladă când vine vorba de situații extreme, când diferite categorii au de suferit, pentru că cineva acolo undeva nu a luat o măsură sau nu a avut curaj să ia taurul de coarne și să spună trebuie să ne ocupăm de fiecare categorie în parte în așa fel încât să supraviețuiască. Navi, încă o dată felicitări, mulțumim, n-ai stat degeaba, Casă de Piatră, le reamintim tuturor, te-ai căsătorit, lansezi piesă nouă, ai lansat și un proiect care să-i ajute pe artiști independenți și pentru toate acestea primești încă o piesă, culmea, semnată Navi, în încheierea matinalului de astăzi. Baftă multă, salutări și lui Andrei! Vă mulțumesc, vă salutăm și noi cu drag și le dorim tuturor ascultătorilor multă sănătate, bucurie și iubire. Și să ne revedem și să ne revenim cu bine aici în BFM de dimineață. Te așteptăm cu mare drag. Acum îți oferim și ție cadou piesa pe care o cunoști, da? O știi, ai cântat-o de nenumărate ori. Box se numește ea, nu? Vă mulțumesc, vă pup și vă îmbrățișez. Și noi, ai grijă de tine.